Bună! Sunt Denis și vă prezint o nouă poveste originală pe canalul meu, Lumina Povestilor. Iar în vizionare v-aș ruga foarte mult să vă abonați la acest canal și să lăsați un like. Liftul din clădire nu funcționa din nou, deja a treia oară într-o lună. Oxana a oftat greu, a privit la pachetele ei cu produse, fiecare cântărind cel puțin 5 kg și a început să urce spre apartamentul de la etajul 6. Ea știa că o altă neplăcere o aștepta acasă, lipsa apei calde. În subsol se schimbau conductele, iar pentru a se spăla trebuia să încălzească apa în oale. Cu toate acestea, chiar și aceste dificultăți casnice păreau mici în comparație cu soțul alcoolic Artur. Ajungând la ușa de intrare, Oxana s-a oprit. Nu îi făcea plăcere să scoată cheia și să intre în casă, unde planează mirosul de băutură, iar soțul, cel mai probabil, zecea într-o beție înconjurat de sticle de bere goale. Dar putea să fie și scenariul mai rău, Bărbatul era treaz și sub influența alcoolului nu putea stăpâni pornirile sale agresive. În astfel de momente, își manifesta nemulțumirea în gol, vorbea la un ton ridicat și uneori își ridica mâna asupra Oxanei. Din fericire, ea lucra într-un magazin de cosmetice și știa foarte bine ce cremă corectoare este cea mai bună pentru a ascunde vânătăile. Femeia a respirat adânc și a deschis ușa de intrare cu multă prudență. În apartament era liniște, se auzea doar în fundal muzica abia perceptibilă. Grupul aucțion cânta despre dragoste într-o rochie albă. În apartament planează un miros apetisant de carne. Oxana și-a dat jos încălțămintea și a început încet să ducă pachetele cu produse în bucătărie. Artur era ocupat la Aragaz, Fredona împreună cu muzicanții și chiar dansa ușor. Femeia nu-l mai văzuse pe soțul ei într-o asemenea dispoziție de mult timp, astfel că nu a putut să-și ascundă surpriza față de Artur. E în regulă? L-a întrebat ea pe soțul ei. Ah, ești tu, iubita! Nu te-am auzit venind. Da, da, totul e în regulă. Se pare că am găsit un nou loc de muncă. Îți amintești de Alex? Am locuit în curți vecine și ne jucam fotbal în tinerețe. Recent ne-am întâlnit întâmplător pe stradă și am început să discutăm. S-a dovedit că și-a înființat propria sa echipă. Se ocupă cu renovarea caselor și apartamentelor. Nu le lipsesc comenzile. Lucrează inclusiv în clădiri de elită. Câștigă bine. Alex mi-a spus că mă va angaja. Ești bucuroasă? a întrebat Artur. Chiar vorbești serios? Desigur, sunt bucuroasă. Ar fi minunat să iasă ceva bun. Doamne, să-i dea sănătate lui Alex! Oxana nu era departe de a izbucni în lacrimi. Soțul ei a stat fără loc de muncă timp de două luni. A fost concediat de la ultimul loc de muncă din cauza absențelor nejustificate și a aparițiilor periodice în stare de ebrietate. În tot acest timp, femeia a susținut singură familia, plătind toate cheltuielile. Dată fiind inflația și creșterea semnificativă a prețurilor, nu a fost deloc ușor. Femeia se gândise deja să găsească o muncă temporară, dar, din fericire, soțul a bucurat-o cu această veste minunată. Da, draga mea, am uitat de tot. Cu ocazia noului meu loc de muncă, am decis să pregătesc o cină festivă pentru noi. Am pus la cuptor un pui, așa că vino și ajutăm-mă și să mâncăm. Artur era fericit și plin de entuziasm. De fapt, Oxana cumpărase puiul cu planul să-l dezoseze și să pregătească mai multe feluri de mâncare în viitor. Supă de pui, pilaf și șnițele. Cu acest plan, hrana l-ar fi ajuns pentru mult timp, dar femeia nu a dorit să-i strice bucuria soțului. Mai mult, dacă el va găsi într-adevăr curând un loc de muncă, bugetul lor familial se va mări și, în cele din urmă, nu vor mai trebui să-și facă griji cum să pregătească mâncare pentru două săptămâni dintr-un singur pui. Pe timpul cinei, Artur a fost amabil și atent. A întrebat cum merge la serviciu Oxana, cum stă cu sănătatea. A adus în discuție că în curând trebuie să cumpere mobilă nouă, odată ce va prin primul salariu. A început să viseze și să își imagineze unde ar putea merge în concediu, la munte sau la mare. Oxana asculta și nu îi venea să creadă urechilor. Asemenea, conversații nu mai avuseseră de mult timp. Cu migrenele sale. Se descurca singură, cumpăra mobilă nouă pe măsură ce îi permiteau resursele și nu își făcea nicio iluzie cu privire la o vacanță la stațiune. Cel mult, în ultimii ani, reușise să ajungă la cabană. Dar în trecut, la începutul relației lor cu Artur, totul era diferit. Oxana l-a cunoscut pe viitorul ei soț acum 15 ani, când ambilor le erau 18 ani. Tineri, frumoși, ambițioși, Artur era capitanul echipei de volei, înalt de 1,90 m, umerlate, ochi verzi, păr ondulat și blond, un bărbat chipeș și încrezător, cu un zâmbet fermecător. La acea vreme, el studia într-un colegiu industrial de transport, se specializează în întreținerea echipamentelor tehnice. Era un student de succes, participa la diverse competiții. Profesorii îi prevedeau un viitor strălucit, iar femeile nu îi lipseau, alegând de sigur cea mai atrăgătoare frumusețe, Oxana. S-au cunoscut la competițiile studențești de volei. Oxana studia contabilitatea într-o școală tehnică vecină. Fata era înaltă și atletică, cu ochi verzi mari și bucle cărămizii. Hei, Carmen, dăm -mi minge! Cu această frază a început cunoștința lor. Au schimbat datele de contact și au continuat să comunice după turneu. Relația lor era plină de romantism, tineret, petreceri sub luna, săruturi pasionale, dansuri până la epuizare. Au privit împreună răsăritul și au însoțit asfințitul. Ascultând muzica din aceleași căști, mergând mână în mână. Erau atât de tineri, frumoși și fericiți, încât trecătorii se întorceau după ei, ca și cum ar fi văzut eroi de film strălucitor pe străzile grii. Artur nu scăpa de fane, iar Roxana nu scăpa de admiratori. Dar erau atât de bine împreună încât nu își arătau atenție altor bărbați și femei. După câțiva ani, tinerii s-au căsătorit, având o nuntă destul de mare pentru familiile lor simple. A fost prezentă oaspeți, aproximativ 40 de persoane. Această sărbătoare a inclus toate tradițiile vechi și bune, cumpărarea miresei, numele proaspeților căsătoriți într-un cadențat pe un pod jocurile Hazli, eliberarea porumbeilor în cer. Și nici măcar nu s-a putut evita o bătaie. Noroc că au despărțit participanții băuți la timp și totul s-a rezolvat doar cu câteva vânătăi. În timpul focurilor de artificii, Oxana plângea de fericire, își strângea mâna lui Artur și își făcea dorința ca lucrurile să rămână mereu așa, fericite și distractive. Cu toate acestea, nu după mult timp, familia tânără a fost lovită de necaz, tatăl fetei a murit. Inima lui s-a oprit complet brusc. Era șofer de camion, un bărbat harnic care își susținea familia și își asuma majoritatea cheltuielilor. Mama Oxanei lucra la poștă și primea bani modici. După ce și-a plâns durerea, fata a înțeles că acum trebuie să aibă grijă nu doar de bunăstarea sa materială. Avea nevoie să aibă grijă și de mama sa. Încă din timpul studiilor, Oxana a hotărât că vrea să lucreze într-o mare agenție de publicitate. Acolo lucrau prietenele ei, un birou modern, un colectiv unit, o muncă interesantă și erau gata să o ia acolo, dar doar ca stagiară. Nu existau posturi vacante în acel moment. Trebuia să lucreze, nu gratuit. Stagiarei îi se cuveneau plăți, dar erau foarte mici. Nu ar fi putut trăi cu ele, în viitor ar putea să o angajeze la birou și să îi ofere un salariu standard pentru echipă, dar nu erau garanții în acest sens. Dacă numai tatăl ar fi fost în viață, el m-ar fi ajutat și nu ar fi existat nicio îndoială acum, gândea mărăște fata. Dar în situația actuală nu a avut de ales. Câteva bănuți pe care le promiteau stagiarei nu îi conveneau. Trebuia să caute o opțiune mai potrivită care să-i permită să nu se gândească la mijloacele de trai. În acest moment, Oxana a observat un anunț la magazinul de cosmetice de lângă casă despre angajarea de personal. Era un căutare de vânzător consultant. De ce nu? A gândit fata. Munca era curată, nu va trebui să umble toată ziua printre rafturile cu carne de pui congelat din Cumbria. Îmi place să fac machiaj, înțeleg de cosmetice. Mi se pare interesant. În plus, locul era chiar lângă casă. Voi începe cu asta, apoi vom vedea. Oxana a trecut cu succes interviul și s-a scufundat în lumea rujurilor, parfumurilor și detergentului. Munca chiar s-a dovedit a fi curată, dar nu atât de ușoară cum și-a imaginat angajata. Trebuia să mute mereu marfa, să schimbe etichetele, să aibă grijă să fie așezat totul în mod uniform și să se asigure că cumpărătorii nu fura. În plus, trebuia să stea pe picioare întreaga zi, iar seara Oxana cădea literalmente pe pat. Între timp, Artur nu se grăbea să-și găsească un loc de muncă. El de asemenea provenea dintr-o familie simplă, mama era asistentă medicală. Tatăl era instalator, dar l-au crescut puțin răsfățat. Artur era un copil târziu, s-a născut când părinții aveau deja peste 40 de ani. Întreaga sa copilărie a fost plină de atenție și nu a fost suprasolicitat, în plus el creștea într-un băiat frumos, ceea ce a jucat și rolul său în al face să se simtă excepțional. Încă din adolescență, tatăl i-a propus să învețe secretele profesiei sale și să-l facă asistentul său pentru a începe să câștige bani și să aibă mai mulți bani de buzunar. Dar atunci Artur doar și-a arătat lenea și a spus că va mai avea timp să se învețe. Aceeași frază a repetat-o Oxanei când aceasta a adus în discuție ocuparea lui după căsătorie. Dragă, nu te mai strecura, totul va veni. Voi găsi eu un loc de muncă, nu îți face griji. Imaginează-ți, apoi toată viața la fel, munca acasă, acasă muncă, monotonia. Deocamdată nu vreau așa, lasă-mă să mă bucur. Suntem tineri și frumoși. Va trece curând, bucură-te, i-a predat o lecție de evadare bărbatul tânăr. Aceasta doar a răspuns că economiile pentru închirierea unui apartament le vor ajunge doar câteva luni. După aceea, rezervele de bani primite la nuntă se vor epuiza și va trebui să se gândească la cum să trăiască în continuare. Artur s-a scuturat lene și a plecat în altă cameră să se joace pe computer. Chiar atunci, Oxana a interpretat astfel de comportament al soțului său ca pe un semnal de alarmă. Cu toate acestea, a decis să închidă ochii la asta și să atribuie aceste lucruri tinerilor. Ea credea că în timp Artur se va schimba, va prelua responsabilitățile capului familiei și va deveni mai serios. Dar lucrurile nu au stat așa. Cele două luni mult discutate au trecut, iar tânărul soț nu și-a găsit încă loc de muncă. Și nici măcar nu și-a mișcat un deget pentru a face asta. Oxana devenea tot mai neliniștită. Pentru ajutor, ea s-a adresat socrul lui, Ilie. Mireasa știa că tatăl era o mare autoritate pentru Artur și că, dacă cineva poate influența asupra lui, acesta era el, Ilie a ascultat atent pe Oxana cu o față serioasă. De mult timp își făcea griji pentru fiul său și se îngrijora că acesta nu devenise un soț prea grijuliu. L-a îngrijorat și atitudinea nepăsătoare a lui Artur față de bani. Te-am înțeles, Oxana. Voi vorbi cu fiul meu. Vom găsi ceva, nu-ți face griji, a liniștit el viitoarea nuntă. Ilie și-a ținut cuvântul. A avut o conversație educativă cu Artur. Discuția a fost extrem de serioasă, a trebuit să ridice chiar și vocea, deci bărbatul făcea asta foarte rar. Se putea vedea că tânărului îi era foarte neplăcut să audă critici la adresa sa. Dar nu avea opțiuni. În primul rând, autoritatea tatălui era, într-adevăr, incontestabilă pentru el, în al doilea rând, el înși înțelegea că era timpul să se gândească la bunăstarea financiară a familiei lor. În cele din urmă, el chiar o iubea pe Oxana. Tatăl l-a ajutat să-și găsească un loc de muncă în profesia sa, ca mecanic la o fabrică de producție a țevilor de diametru mare. Fabrica era masivă, clienții erau foarte serioși, inclusiv cei din străinătate. Munca era multă, era dificilă, dar, trebuie să recunoaștem, era bine plătită pentru această muncă grea. Artur se plângea mereu soției că este obosit, iar ea îl consola și își ținea pentru ea cât de obosită era și ea. Oxana se bucura în tăcere că soțul ei, în cele din urmă, avea un loc de muncă, ceea ce însemna că va fi mult mai ușor pentru ea. Munca era fizică, nu ușoară, dar Artur s-a descurcat. Șefii erau mulțumiți, îi ofereau regulat tânărului angajat bonusuri. Oxana a respirat ușurată. În cele din urmă, o parte din responsabilitatea ei a fost eliminată. Tatăl și fiul erau mândri unul de celălalt. Ilie își povestea cunoștințelor despre Artur, despre ce muncă dificilă și importantă avea el, despre cât de mult îl apreciază conducerea. După un an, băiatul a fost promovat, salariul lui a crescut. Toate acestea l-au încurajat și pe Artur însuși. A înălțat umerii, a devenit și mai încrezător în sine și a cumpărat ceea ce își dorea de mult timp, o motocicletă bună, s-a îmbrăcat frumos, întotdeauna a iubit să arate bine. Oxana a început să primească cadouri chiar dacă erau mici, precum o brățară de argint sau parfumuri bune, dar foarte plăcute. Cu banii a devenit mult mai ușor, a venit timpul să se gândească la cumpărarea unei locuințe. Dragul meu, subiectul asta de închiriat apartamente ne-a săturat deja. Vrem să ne aranjăm cuibul nostru. Și mai avem amândoi venituri, ne putem permite un împrumut ipotecar, hai să decidem, o încuraja Oxana pe soțul ei. În primul rând, Artur era necompromisător, nu dorea să-și asume o astfel de responsabilitate, plus nu dorea să renunțe la stilul de viață frumos pe care l-a îndrăgit într-un an. Cu toate acestea, Ilie s-a implicat din nou și l-a convins pe fiul său că achiziționarea unei locuințe este necesară și a promis că va ajuta cu avansul inițial. În cele din urmă, Artur s-a dat bătut. Oxana era în culmea fericirii, iar acum au început lucruri legate de alegerea unui apartament optim. Cuplul a făcut călătorii în diferite cartiere ale orașului, căutând cea mai bună opțiune. Era important ca locuința să fie accesibilă din punct de vedere financiar, dar într-o zonă prosperă. Oxana acorda o atenție specială faptului că în apropiere să existe grădinițe și școli. Într-adevăr, cuplul avea planuri de a-și extinde familia, așa că la final tinerii s-au decis asupra unui apartament cu două camere într-o zonă periferică a orașului. Nu era aproape de centru, dar zona era foarte plăcută, lângă râu și pădure. Iar transportul funcționa bine. Ilie nu și-a dezamăgit cuvântul și le-a dat fiului și viitoarei sale nori o sumă pentru avansul inițial. Cu mâini tremurătoare, Artur a semnat documentele necesare, ei doi au devenit proprietarii apartamentului lor. În acest moment fericit, omul a încercat să nu se gândească că va trebui să plătească pentru apartament timp de încă șase ani. Nu aveau bani pentru mobilă, abia au strâns ce le era necesar, dar chiar și faptul că în primele zile au trebuit să doarmă pe un saltea gonflabilă și să mănânce pe o cutie de carton nu le-a diminuat bucuria. La început, totul a fost minunat. Artur și Oxana erau bucuroși ca niște copii și se obișnuiau cu noua locație de locuit. Dar, în timp, atmosfera în familia lor a început să se deterioreze. Distanța dintre apartament și centrul orașului și locul de muncă al lui Artur a început să se facă simțită, el trebuia să plece mai devreme de acasă pentru a ajunge la fabrică și se întorcea mult mai târziu. Bărbatul a început să fie iritat, iar faptul că banii suplimentari se duceau la plata ipotecii nu adăuga bucurie. Din când în când, nu mai rămâne aproape nimic pentru hobby-uri sau jucării, cum ar fi motocicleta. Poate și tu te vei implica în această poveste. Am luat împrumutul ipotecar împreună. Trăim în apartament împreună, dar plătesc doar eu. Crezi că asta este corect? S-a supărat Artur. Este adevărat, dar știi că ajut și mama, plus că câștigi mai mult decât mine și eu nu stau degeaba, câștig și eu bani și contribui la bugetul familiei. Cumpărăm alimente din banii mei și observă, nu cer cadouri sau bijuterii de la tine, s-a scuzat Oxana într-un mod stâncenitor. Da, îmi pare rău, ai dreptate, a răspuns Artur. Cu toate acestea, Oxana vedea că nemulțumirea lui nu dispărea. Încetul cu încetul, ei și-au dotat apartamentul cu mobilă și a venit timpul să se gândească la un copil. Cuplul a încercat, dar nu le-a reușit. Oxana nu putea rămâne însărcinată. La început, soții au încercat să nu se îngrijoreze din cauza acestui lucru. Erau tineri, mai avea timp, o să reușească, mai ales că avea totuși întregul timp în lume. Dar a trecut un an și totul a fost în zadar. Oxana a început să consulte medici. A dat o serie de analize, a fost supusă la examinări regulate, a călătorit chiar și în Moscova. Doctorii spuneau că totul era în regulă și doar ridicau din umeri. Motivul infertilității nu era clar. Specialiștii au recomandat insistent să fie verificat și soțul ei, dar Artur era neclintit. Vrei să mă umilești, nu? crezi că nu pot face un copil. Așa ceva nu se poate, nu mă considera prost. Ești doar o imagine goală, deci ocupă tu de asta, îi vorbea dur soției. Oxana plângea, dar nu-i răspundea nimic. Ea a început să creadă că problema era într-adevăr la ea și nu știa cum să rezolve această problemă. Între timp, Artur nu se oprea și pentru ce au cumpărat apartament cu două camere. Oricum, nu voi avea niciodată un fiu, ar fi fost suficient să avem un apartament cu o singură cameră. Acesta a costat mult mai puțin. Și acum trag de acest jug, plătesc această ipotecă prostească și totul din cauza ta, continua bărbatul. Oxana a continuat să plângă, dar să tacă, doar din când în când se plângea colegei sale de serviciu, Iana. Aceasta o liniștea pe prietena ei și îi spunea că totul se va rezolva. Și eu cu soțul meu nu am reușit mult timp să facem un copil. Dar ne-am verificat amândoi și s-a dovedit că spermatozoizii lui nu sunt suficient de activi. El a urmat tratament și totul a mers bine. Matei are deja patru ani. Poate că totuși le voi convinge pe Artur să se verifice, a întrebat-o pe Iana. Este inutil, e în zadar, a răspuns Oxana. Femeia deja se obișnuise cu faptul că bucuria a dispărut din viața ei și soțul ei a încetat să fie bâlând. Părea că mulți oameni trăiau mult mai rău decât ea, iar scenariul ei nu era cel mai rău. Dar apoi a avut loc o nenorocire care a agravat totul. A murit Ilie. Un accident tragic, o coliziune pe o stradă alunecoasă. Șoferul mașinii din față nu a putut să controleze mașina a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu mașina condusă de tatăl Oxanei. Din cauza rănilor suferite, bărbatul a murit pe loc medicii de la ambulanță doar au constatat moartea lui. Artur a fost aruncat din rutină. Moartea tatălui său a fost un șoc pentru el până acum. Oxana nu l-a văzut niciodată pe soțul ei plângând, dar de data aceasta nu a putut să-și țină lacrimile. El era atât de devastat încât nu a putut să se ocupe de înmormântare. Grijile au căzut pe umerii mamei și Oxanei. Curând după adiul lui Ilie, Artur s-a întors la muncă, dar după câteva zile, conducerea l-a trimis în concediu. Bărbatul nu era concentrat, luând în considerare specificul activității sale. Acest lucru prezenta un risc imens pentru viața multor oameni. Timp de două săptămâni, bărbatul s-a revenit și durerea a fost atenuată de alcool. A avut primul episod de beție în timpul căruia Oxana s-a mutat la mama ei. A fost dureros pentru ea să-l vadă pe soțul ei în acest fel, ea voia să-l ajute, dar nu știa cum să facă asta. Femeia spera că această obsesie temporară va trece în curând. Soțul se va lua în mână și viața lor va reveni la normal. Cu toate acestea, după două săptămâni, situația nu s-a schimbat semnificativ. Artur a continuat să bea la fel de mult, dar totuși trebuia să se întoarcă la muncă. Voi merge să câștig bani, acum m-am trezit doar cu mama. Și trebuie să o ajut, nu ești singura atât de săracă și nefericită, îi spunea Oxanei cu reproș. Deci acum nu voi putea să mă descurc pe cont propriu. Fă ce vrei, dar acum vom plăti ipoteca împreună. Voi da o parte din salariul meu mamei și îmi voi ține gura. Oxanei nu i-a rămas decât să plângă, blocându-se în baie. Ea deschidea apa și își lăsa lacrimile să curgă, fără să-i fie teamă că soțul o va auzi. Chiar dacă în realitate lui nu-i păsa. Emoțiile soției nu-l afectau. Între timp, bărbatul nu glumea în legătură cu banii. El a decis să împartă ipoteca pe jumătate în mod serios, dar salariul Oxanei nu era suficient. Pentru a găsi o soluție. Ea a cerut să spele podelele în magazinul unde lucra și să primească o plată suplimentară pentru curățenie. I-au venit în întâmpinare. Acum trebuia să muncească mult mai mult. Timpul pentru gătit devenea din ce în ce mai puțin. Când venea acasă, Oxana era aproape căzută din picioare. Din mâncare, cel mai adesea cumpăra produse semipreparate, plăcinte sau naghețuri. Și eu cât de gospodină! Un bărbat trebuie hrănit corespunzător. Și tu ce-mi pregătești? Exprima nemulțumirea Artur. De fapt, și eu lucrez. Nu am timp să-ți pregătesc prânz cu trei feluri de mâncare, a răspuns Oxana. Ochii soțului s-au umplut de sânge, o venă pe gât s-a umflat. Mâinile s-au strâns în pumni. Femeia nu-l văzuse niciodată pe soțul ei în această stare. În acea seară, Artur a ridicat pentru prima dată mâna asupra Oxanei. S-a oprit la un singur atac, dar cât de puternic. Direct în față. Bărbatul era sportiv și în putere, așa că femeia, chiar dacă nu era slăbuță, a căzut de pe scaun. Din fericire, Artur s-a oprit aici și chiar a ajutat-o pe Oxana să se ridice. Îmi cer scuze, asta u. Nu știu ce mi-a venit. A rostit el printre dinți. Voi ieși pe stradă, mă voi răcori. Femeia a rămas singură în apartament cu durerea ei. Morala și fizică A apărut un vânătaie pe fața ei. În ziua următoare a trebuit să aplice mai multe straturi groase de fond de ten. Dar chiar și asta nu a ajutat-o să ascundă urmele loviturilor de la colegi. Oxana înțelege că el nu are dreptul să se comporte astfel, spunea Iana în birou. Se transformă într-un tiran. Te acuză de infertilitate, te face să cauți un al doilea loc de muncă, țipă și lovește. Nu-ți este frică pentru viața ta. În general, el este bun pe de a Doar că este foarte afectat de moartea tatălui. Când va depăși această stres, totul se va rezolva, vei vedea, încerca Iana să o convingă pe colega Oxana, deși ea însă și avea dificultăți în a crede în propriile cuvinte. Iana doar a suspinat dezamăgită și s-a întors în magazin. Voi discuta cu șefii despre promovarea ta. În primul rând, tu ai meritat asta de mult, eu lucrez aici doar de un an, iar tu mult mai mult timp. De câte ori ai fost angajat al lunii, nici măcar nu-ți mai amintești. Și în al doilea rând, trebuie să renunți la spălatul podelelor, altfel te vei îngropa în mormânt. Da, nu fără motiv spun oamenii că căsătoria nu e boală, dar să fii căsătorită e o nenorocire, a concluzionat Iana. Tânăra și-a ținut cuvântul și, în curând, Oxana chiar a fost promovată la postul de administrator al magazinului. Salariul a crescut semnificativ. Oxana a răsuflat ușor și s-a relaxat. Din fericire, mai erau puține rate de plătit la ipotecă. Artur mergea la serviciu și el aștepta o promovare. Conducerea promisese asta înainte de moartea lui Ilie, dar după episoadele de beție ale lui Artur, această problemă a fost rezolvată bărbatului nu i s-a dat șansa să avanseze la un nivel superior, ceea ce i-a făcut o glumă rea. În plus, Artur avea acum un alt motiv de supărare și iritare. El și-a vărsat emoțiile asupra Ianei. A continuat să o critique pe nedrept, să ridice tonul, să înjure, uneori să se apropie de sticlă. Și în astfel de momente, el putea din nou să-și ridice mâna asupra soției. Oxana se ducea la mama ei, aceasta i-a sugerat fiicei să plece de lângă soțul tiran. Dar fata a crezut cu sfințenie că este doar o criză trecătoare, pe care vor reuși să o depășească în timp. În cele din urmă, eu îl iubesc, spunea ea cu o voce tristă și își ștergea nasul. Într-un astfel de ritme puizant, cuplul și-a petrecut aproape un an, până într-o zi când Oxana a primit un apel de la fabrică. Nu este vorba de un apel telefonic, ai putea veni la noi la uzină pentru o săptămână? a întrebat o șeful lui Artur. Da, desigur, a răspuns Oxana. La fabrică a fost a doua zi Oxana, nu voi ascunde, discuția pe care o avem în fața noastră este dificilă, a început conducătorul soțului ei, Alexandru Sergeevici. Artur are mâini de aur și o minte clară. El este un cadru de neprețuit pentru noi. Când a venit pentru prima dată, nu puteam să mă bucur mai mult pentru un astfel de angajat valoros. Dar vedeți singură cât de mult s-a schimbat totul. Înțeleg că moartea lui Ilie l-a afectat profund pe plan psihic și am tolerat toate slăbiciunile lui pentru o perioadă lungă de timp, dar a trecut deja un an și nimic nu s-a schimbat. Mai mult decât atât s-a agravat. În plus față de faptul că Artur întârzie mereu, vine la serviciu mahașmur sau chiar ușor beat, acum provoacă și lupte. Atmosfera în colectiv s-a deteriorat. Câteva persoane au amenințat chiar cu concedierea, nu pot lucra într-o astfel de atmosferă. Și, punând mâna pe inimă, îi înțeleg, așa că a fost luată o decizie dificilă, dar, în opinia noastră, singura corectă, îl concediem pe Artur. Mai exact, din respect față de tatăl său decedat, față de dumneavoastră și pentru meritele trecute ale soțului dumneavoastră, îl concediem. Toate sumele cuvenite vor fi plătite, nu vă faceți griji. În primul rând, veți avea suficient timp, și apoi, sper, Artur va găsi forța să se îmbrățișeze și să-și revină, pentru că nu poate continua așa. Da, desigur, înțeleg totul, spunea Oxana ca întransă. Mulțumesc că nu mi-ați concediat pur și simplu, ci ați procedat prin reducere cu plăți. Aceasta este cu adevărat important pentru noi. Acum urma o discuție dificilă cu soțul ei. Ea se temea foarte mult că concedierea ar putea declanșa noi scăpărări de agresiune din partea lui. Și așa s-a întâmplat. Când a aflat de decizia conducerii, Artur a distrus întregul serviciu, cadoul de la tatăl defunct al Oxanei. Femeia s-a închis în baie și a plâns toată seara. Din fericire, mai erau doar câteva luni până la finalizarea ratei ipotecii pentru familia lor. După ce a făcut ultima plată, Oxana a suspinat ușurată. Felicitări, prietena mea, i-a spus Eugenia. Sper că acum vei putea să-ți acorzi atenție sănătății tale, căci mănânci tot felul de prostii, ești mereu palidă și cu greu te ții pe picioare. Da, ai dreptate, i-a răspuns Oxana. Trebuie să mă ocup de sănătatea mea. Stomacul mă chinuie de mult timp, trebuie să trec la o alimentație corectă. Oxana a mers într-adevăr la un gastroenterolog, Examinarea a arătat că are pietre în venca biliară care trebuiau îndepărtate. A trebuit să se supună unei intervenții chirurgicale în spital. Când Oxana i-a spus soțului ei despre asta, acesta doar a râs. Slăbănog! Ți-am spus că trebuie să mănânci normal și să gătești. Te-ai distrus pe tine și mă vei omor atât de repede. Dar de data aceasta Oxana a găsit în ea forța să nu plângă și și-a hotărât ferm să se concentreze asupra ei. În cele din urmă. În viața ei erau cel puțin la fel de multe încercări ca și în viața lui Artur, dar ea mereu a găsit puterea să le înfrunte cu curaj și să meargă mai departe. Așa s-a întâmplat că operația a fost programată pentru vineri 13. Oxana era superstițioasă, așa că a întrebat dacă nu se putea schimba data. Femeie, nici măcar nu-ți poți imagina cât de norocoasă ești, i-a răspuns asistenta. Operația ta va fi efectuată de cel mai bun chirurg al nostru, Alexandru. Are mâini de aur și o minte clară, un medic de desăvârșit. 13 sau nu, ce diferență vă face? Pe din afară ești atât de modernă. Cuvintele asistentei au convins-o pe Oxana. Dacă să încredințezi viața cuiva, atunci doar medicului de excepție. Stând în salon înainte de examinare, pacienta se gândea să-l vadă pe medic ca pe un bătrân doctor cu părul cenușiu și ochelari, dar a intrat un bărbat de vreo 40 de ani, statură medie și fizic bine proporționat, blond cu ochii gri înțelepți. Bună ziua, sunt medicul tău curant, voi efectua operația. Trebuie să-ți dai niște analize și apoi să vii la mine pentru examinare. Cum te simți? Care este starea ta? a întrebat el pe Oxana. Aceasta și-a dat seama că de mult timp niciun bărbat nu-i mai pusese astfel de întrebări. Totul e în regulă, mulțumesc, doctor, a răspuns pacienta, adăugând imediat pe cât posibil. Ei bine, atunci e minunat. Și în curând va fi chiar mai bine, a răspuns medicul în mod optimist și a zâmbit. Și zâmbetul lui era unul hollywoodian. Oxana și-a dat seama că vrea imediat să se pună în ordine. Chiar și pe patul de spital, femeii îi plăcea să rămână femeie. În plus, de mult timp trăia într-un ritm înfometat, iar coafurile și machiajul erau mereu pe ultimul loc. Femeia a trecut analizele necesare și a venit pentru examinare la Alexandru. Acesta i-a oferit din nou zâmbetul său luxos și prietenos. Cel mai important este să nu te temi de nimic. Lucrează profesioniștii, a calmat medicul pe Oxana. Așa cum spuneți, a răspuns ea jenată. Operația a avut loc în ziua programată și a decurs fără complicații. Asistenta nu a mințit atunci. Mâinile de aur ale doctorului. Doctorul Alexandru făcea regulat vizite pacienților și acorda multă atenție fiecăruia. Dar chiar și pe fundalul acesta, la patul Oxanei, el rămânea vizibil mai mult timp. Cuvânt cu cuvânt au început să discute și pe alte teme în afara stării pacientei. Se putea simți că acești oameni erau pe aceeași lungime de undă. S-a aprins o scânteie între ei. După o săptămână, Oxana a fost externată. În tot acest timp, Artur nu și-a vizitat soția măcar o dată. Din spital, ea a fost luată de Eugenia și soțul ei. Acesta a dus-o chiar acasă. Ea însă și nu dorea să se întoarcă în apartamentul unde o aștepta soțul agresiv și melancolic după tată. Ea însă și simțea dorința fericirii feminine. Mai ales în contextul faptului că, cumva sau altfel, în viața ei a apărut o flacără. Dar cu cine? Cu cel mai bun chirurg din oraș. Oxana a alungat gândurile despre doctor, dar imaginea lui, ochii săi buni și zâmbetul fermecător nu-i părăseau conștiința. În plus, nu-i dădea pace absența inelului de logodnă pe degetul fără nume. Dar eu sunt încă tânără. La ce-mi cheltuiesc viața, gândea în sinea sau Oxana. În mod miraculos, tocmai în acest moment s-au produs schimbări în Artur. A început să bea mai puțin, să renunțe la agresivitate. Poate că a simțit că își pierde soția sau poate a venit o altă perioadă. Tocmai în acest moment i-a spus Oxanei că a găsit un nou loc de muncă și pentru asta a pregătit o pasăre dezosată. Era potrivit ca în timpul următor femeia să aibă concediu medical și să se refacă după operatie. Oxana chiar îi era rușine că își imagina în gânduri alt bărbat care i-ar putea fi cavaler. În ochii ei, asta deja însemna înșelăciune. În inima femeii a apărut speranța că familia lor se va întoarce în curând la viața lor fericită de odinioară. Chiar și soții au început să se gândească din nou la un copil și au făcut încercări de concepție. Oxana se simțea înălțată. Artur a găsit într-adevăr un nou loc de muncă. Prietenul Leon l-a angajat într-una dintre echipele lui. Trebuia să repare o vilă de lux pe malul unui lac. Casa era situată în suburbiile orașului, iar bărbatul adesea rămânea peste noapte la locul de muncă. După o lună a adus în casă primul său salariu. Oxana nu a putut să-și stăpânească lacrimile și a izbucnit în plâns, deoarece era obișnuită deja să ducă totul singură. Ei bine, va fi bine, încetează să mai plângi încercând să o consoleze, soțul ei îi vorbea nepriceput și stângaci. Oxana a respirat adânc. Ea și-a cumpărat câteva rochi noi și a schimbat coafura, s-a programat pentru o manichiură. Toate acestea nu le mai făcuse de o veșnice. Vara se apropia, iar Oxana începuse chiar să viseze cum ar fi să plece undeva la mare. Nu ar fi fost nevoie de un hotel scump, un simplu pensiune ar fi fost suficient. Cel mai important era să fie împreună, ca în tinerețe, cu plimbări de mână sub lună, săruturi lungi și planuri pentru un viitor mare. Dar visul Oxanei nu avea să se îndeplinească. După câteva luni de muncă, Artur a început să bea din nou, iar mediul încuraja asta. În aceeași echipă cu el era și un alt lucrător care de asemenea avea o predilecție pentru acest obicei de unător. La început, au băut doar câte 50 de grame de vodcă la prânz. Dar cu fiecare zi dozele au crescut, iar băuturile au început să provoace scandaluri și să ademenească alți muncitori să se răsfețe cu alcool. Munca s-a oprit. Noroc că Leonid s-a dovedit a fi o persoană nobilă și bună. I-a dat lui Arturo o a doua șansă. L-a mutat pur și simplu într-o altă echipă, unde toți membrii erau abstinenți. Bărbatul a rezistat o vreme, iar apoi a început din nou să bea, dar de această dată singur. Îmi pare rău, dar nu pot să-l las. Înțelegi singură, Leonida a sunat-o pe Oxana și i-a explicat totul. Am făcut tot ce am putut. Totuși, el nu este un străin pentru mine, deci să presupunem că l-am concediat în loc să-l concediez. Voi transfera plățile cuvenite ție ca să nu le cheltuiască pe alcool. Fi puternică, Oxana! Sper că se va liniști. Istoria s-a repetat exact ca o copie. Femeia i-a mulțumit lui Leonid. A venit timpul să-și ascundă din nou toate visele despre o viață mai bună într-un colț ascuns al sufletului ei. În locul Mării Negre, Oxana a avut parte de un ocean de lacrimi. Așa nu se poate, prietena mea. Toate bolile din cauza nervilor, tu însă ți știi asta, o consola prietenoasă Eugenia. Te-a operat nu de mult, ai grijă de tine. Apropo, când ai programată următoarea consultație? Peste o săptămână i-a răspuns Oxana. După șapte zile, ea a mers la spital, era neliniștită ca niciodată, dar nu din cauza faptului că ar fi putut avea complicații. Ea simțea că operația a decurs bine și organismul ei se recuperase. Inima îi bătea cu putere în așteptarea întâlnirii cu Alexander Sergeevici. Și numele lui este atât de poetic, deloc pentru un medic, gândea ea cu un zâmbet. În dimineața zilei programate pentru consult, ea și-a făcut un machiaj proaspăt și o coafură ușoară, astfel încât să nu se observe că se pregătise serios, dar să arate foarte frumos. A îmbrăcat una dintre noile rochi și nu a regretat niciun ban pentru un taxi până la spital pentru a sosi acolo proaspătă, nu șifonată după aglomerația din transportul public. Era neliniștită ca și cum s-ar fi pregătit pentru o întâlnire, sentimente de mult uitate și cât se pare plăcute. Pot să intru, doctor, Oxana a bătut în ușă în timpul programării și a deschis ușa ușor. Doctorul Alexandru a plecat, era așezat la birou și completa niște documente. Când l-a văzut pe pacienta sa, s-a ridicat și și-a aranjat cămașa. Pe fața lui s-a așternut zâmbetul său caracteristic. Inima Oxanei bătea sălbatic. Da, da, bineînțeles, intrați. Doctorul i-a făcut semn să intre în cabinet. Mă numesc Oxana, mi-ați operat acum câteva luni, mi-ați înlăturat colecistul. Cu o voce răgușită de emoții, femeia a spus. Da, da, vă amintesc foarte bine, zâmb doctorul în răspuns. Ei bine, cum vă simțiți? Aveți vreo plângere? Nu, totul este bine. Nu am nicio plângere, răspunse Oxana. Ea nu a înțeles cum a început să zâmbiască răspunzându-i chirurgului. Este minunat! Cu toate acestea, trebuie să vă examinez, a răspuns medicul. După procedurile standard pentru astfel de cazuri, a venit momentul să se despartă. Ei bine, am fost foarte bucuros să vă ajut. Dacă totul va merge bine, veniți la următoarea consultație peste șase luni, a spus doctorul. În acel moment, ceva neplăcut a străpuns inima Oxanei. A devenit trist că va vedea acest bărbat fermecător doar după șase luni. Dar apoi medicul a adăugat o continuare optimistă pentru ea. Cu toate acestea, dacă simțiți vreo indispoziție, vreo durere, nu așteptați. Scrieți-mi sau sunați-mi, îmi voi oferi numărul meu. Bine, mulțumesc, am înțeles, a răspuns Oxana cu recunoștință. Doctorul s-a luat la revedere de la pacientă și i-a plecat. Nu dorea deloc să se întoarcă acasă. Ea a hotărât să stea cu mama ei pentru o vreme. În tot acest timp, gândurile despre chirurg nu i-au părăsit capul, până la punctul în care a fost cuprinsă de insomnie, iar într-o noapte cu cer senin și stelat, a luat o hotărâre fermă că va scrie doctorului. De ce nu? Toată viața am încercat să fiu cu minte. Nu ar fi timpul să fac un pic de nebunie și să trăiesc pentru mine. Gândea Oxana. Voi juca puțin înșelător, voi spune că am început să am dureri de burtă. Mă voi întâlni cu el și îi voi mărturisi sentimentele mele. În cele din urmă, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să mă respingă. Dar voi supraviețui și altfel aș trăi toată viața suferind că nu am făcut nimic. În dimineața următoare, pacienta îi scria medicului mesaje, descriind detaliat problemele sale fictive de sănătate. Acesta i-a stabilit un program de consultații am un program foarte încărcat, dar pentru dumneavoastră îmi voi găsi timp la sfârșitul zilei de lucru. Veniți mâine, i-a răspuns doctorul Alexandru. Oxana era pe culmile fericirii. Minciuna i-a dat marbătei de cap, dar credea că a meritat efortul. În ziua stabilită, ea a îmbrăcat cea de-a doua rochie nouă, și a aranjat din nou coafura și machiajul, s-a privit în oglindă înainte de a pleca și s-a recunoscut pe sine. Carmen aceeași pe care Artur se îndrăgostise de ea în tinerețe. Deci, se pare că nu mi s-a părut. Încă pot cu cerbărbații îi făcu cu ochiul propriei sale reflexii în oglindă și s-a îndreptat către spital, plină de hotărâre și speranță pentru un rezultat fericit. În acele zile, a încercat să nu se gândească la Artur. Câteodată el o suna în stare de ebrietate și îi cerea să se întoarcă acasă, dar femeia ignora aceste cuvinte. În cele din urmă, ea a înțeles că singura ieșire din această situație era divorțul. Ea plănuia să depună cererea corespunzătoare în curând, dar totul va veni mai târziu. Pentru moment, ea aștepta cu nerăbdare întâlnirea cu medicul. În spital era puțină lume, ziua de lucru se apropia de sfârșit. Oxana era ultimul pacient pe care doctorul Alexandru trebuia să-l primească. Stătea pe o bancă în hol și, -și juca cu curea de la poșetă. Ce m-a apucat? De unde atât de multă hotărâre și încredere în sine? Dar dacă mă respinge cu rușine, mai e timp să fug, gândea Oxana, apăsându-și buza. Dar nu, nu va fugi înapoi la viața sa sărăcăcioasă, sărăcăcioasă nu doar în bani, ci și în emoții. În viața în care te așteaptă un soț abuzator, alcoolul lui și nicio perspectivă, dar nu, nu va fi așa. Voi merge până la capăt. În cele din urmă, din cabinetul chirurgului a ieșit un pacient. Un bărbat în vârstă cu un baston. Puteți intra, a spus doctorul cu un glas răgușit oxanei și a indicat cu capul spre ușă. Da, mulțumesc, mă îndrept deja acolo, i-a răspuns Oxana, s-a ridicat și a netezit faldurile fustei și a făcut un pas hotărât în birou. De data aceasta, doctorul Alexandru s-a ridicat în picioare. Se vedea că și el era ușor nervos. Bună seara sau mai degrabă noapte. Ce s-a întâmplat? Ce te doare? De multă vreme a bombardat-o cu întrebări. Bună seara! Oxana nu știa de unde a venit atâta hotărâre, dar a răspuns cu un glas foarte sigur. De fapt, doctor, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Nu mă doare stomacul, este în regulă. Deci, ai mințit. Cu un zâmbet șugubăț, a întrebat medicul. Nu chiar. Cu același zâmbet șugubăț, a răspuns pacienta. Inima mea doare. Ei bine, asta nu ține de mine. Ar trebui să mergi la un cardiolog. Cu zâmbetul pe față, a răspuns chirurgul. Nu, doctor, cardiologul nu mă va ajuta. Singurul în ale cărui mâini este viitorul meu, ești tu. Oxana și-a luat avânt și a decis să nu se oprească. Îmi place foarte mult de tine nu pot face nimic în această privință. Mă gândesc la tine de la întâlnirea noastră. Circumstanțele nu au fost cele mai romantice, dar nici chiar pietrele din vencabiliară nu mi-au împiedicat să mă las fermecată de farmecele tale. Poate că te-am șocat, dar nu pot face nimic cu mine. Am hotărât să pun toate punctele pe ei. Care este verdictul tău, doctor? Alexandru s-a apropiat de ușă și a închis-o mai strâns. Apoi s-a întors la birou, s-a sprijinit de el și a stat tăcut pentru o perioadă, cu ochii în pământ. Apoi și-a ridicat privirea spre Oxana și a spus: Verdictul meu, ești îndrăgostită. Trebuie să recunosc că boala este destul de plăcută, deci cu consecințele ei. Întrebarea este doar dacă trebuie tratată. Medicii încă nu au ajuns la un consens. Medicul vorbea, iar Oxana înțelegea că se îndrăgostește din ce în ce mai mult de el, dar trebuie să tratăm această boală. Doctor? Nu s-a lăsat femeia intimidată? O întrebare bună! Știi să împingi în colț? Se zvârcolea chirurgul. Da, înțeleg că în acest moment arăt mai degrabă ca un bărbat decât ca o femeie. Dar nu pot face nimic cu mine, a replicat Oxana. Da, ești destul de bărbătească. Dar în această bărbăție este atât de multă feminitate, a spus Alexandru. Privirile lor s-au întâlnit, părea că fulgeră. Doctorul a continuat. Cazul nu este ușor, dar cred că voi riscă și voi să mă ocup de el cu toate acestea, trebuie să vă avertizez că nu mă asum responsabilitatea pentru consecințe. Ce părere aveți despre asta? Sunt de acord, doctor. Iau asupra mea răspunderea. Unde trebuie să semnez? A exclamat fericit Oxana. Încă nu, ei bine, propun să începem tratamentul de mâine seară. Vă invit în parc la plimbare în Parcul Stelelor. Ce părere aveți? Nu e o variantă rea. Sunt de acord, a răspuns pacienta. Nici măcar nu a deranjat-o faptul că acest parc se afla în celălalt capăt al orașului și că va trebui să ajungă acolo cu schimbări. Toate acestea au fost nimic în comparație cu faptul că doctorul Alexandru nu a respins-o, s-a întors acasă la mama s-a înălțată, s-a simțit ca o elevă de liceu și nu-și putea crede fericirea. Mama a înțeles imediat că fiicei sale i-a apărut alt bărbat și a fost bucuroasă pentru acest fapt. Ea înțelegea că cu Artur, Oxana nu a găsit fericirea feminină, deși o merita, însă singurul lucru care o neliniștea pe femeie era ca un alt pretendant să nu fie un escroc și să nu îi spargă inima fiicei ei. Te rog, fi rațională, nu te implica în gropoveste, îi spunea femeia Oxanei când aceasta pleca la o întâlnire. Ea a dat doar din cap în tăcere și s-a îndreptat spre parc. În timpul plimbării, amândoi au constatat că sunt absolut pe aceeași lungime de undă și că există o atracție între ei pe care este dificil să o ascundă. Erau adulți, romantismul plutea în aer, iar întâlnirea s-a încheiat cu o scenă în mașină cu Alexandru. Acum Oxana avea dreptul să-l numească pe doctor în felul acesta. În salon era strânt și incomod, dar asta nu i-a oprit pe îndrăgostiți. Au fost cuprinși de o adevărată furtună a pasiunii. Întâlnirile deveneau din ce în ce mai frecvente și mai fierbinți. Singurul lucru care o deranja pe Oxana era că acestea se terminau întotdeauna în mașina lui Alexandru. Bărbatul își justifica asta spunând că este mai romantic și că are un farmec special. Oxane îi plăcea acest răspuns. În zilele următoare avea de gând să se ocupe de actele de divorț, nu se mai întorsese la Artur. Cu toate acestea, starea ei de sănătate proastă a împiedicat procesul de divorț. I s-a făcut rău, a simțit slăbiciune și dureri neplăcute în partea de jos a abdomenului. Au dispărut menstruațiile. Dar Oxana nu se gândea la sarcină. În trecut fusese convinsă că este infertilă, așa că se obișnuise cu gândul că nu va putea avea copii. Cu toate acestea, a fost convinsă să meargă la un medic ginecolog de către Eugenia. Ce faci? îi spunea ea prietenei sale. Trebuie să te verifici. Poate că este ceva serios sau poate că totuși ești însărcinată. Lasă-mă în pace. Așa ceva nu poate fi adevărat, se apăra Oxana. Cu toate acestea s-a înscris la medicul ginecolog. Ce surpriză a fost pentru ea când și-a dat seama că prietena ei avea dreptate. Era însărcinată. Felicitării vei avea tripleți, a spus medicul. Este o treabă complicată. Desigur, dar bucuriile sunt mult mai mari. Copiii sunt fericirea. Oxana și-a mărit ochii și a exclamat. Dar cum este posibil așa ceva? Soțul meu și cu mine am încercat să avem un copil mulți ani, dar nu ne-a reușit nimic. Ce s-a întâmplat? Ea nu s-a liniștit. Ei bine, și în medicină există loc pentru miracole, a spus medicul. Da, în afară de miracole, este dificil să explici asta, a spus Oxana și s-a pregătit să plece. Ea avea în față mai multe conversații dificile. În primul rând, cu tatăl copiilor, cu Alexandru. Oxana cu siguranță nu știa cum o va prin noutatea iubitul ei. Dar în adâncul sufletului spera că se va bucura. În al doilea rând, cu Artur. Nu mai era loc de amânare, era timpul să divorțeze. Dar cum să-i spună că este însărcinată cu alt bărbat? Sau poate să evite această temă? În cele din urmă, acum asta nu mai era afacerea lui. Dar mai întâi a decis să-i spună totul mamei sale. Fica mea, ce fericire! Încă trei nepoți! A strigat femeia bucuroasă și și-a prins mâinile în piept. Dar cine este tatăl? Abia acum Oxana și-a spus mamei povestea aventurii ei cu chirurgul. Oh, nu-mi place asta! Nu este căsătorit cu oarecare șansă. De ce, ca niște școlari, mergeți prin parcuri și mașini? Nu sunteți încă la 17 ani. Oh, simt în in inima mea că ceva nu e în regulă aici, a avertizat femeia. Nu-ți face griji, mamă, totul e în regulă, a liniștit-o fiica ei. Cu toate acestea, în realitate, Oxana însă și si a început să se îngrijoreze cu privire la aceasta. Oricum ar fi, fiica mea, nici nu gândi să faci ceva. Vom crește copiii, îi vom pune pe picioare, vom face față. I-am așteptat atât de mult, a încheiat mama și si a plecat să-și -si vadă de treburile ei. Oxana nu a închis ochii toată noaptea. A doua zi, ea a decis să discute totul cu Artur. Nu știa cum se va comporta el, așa că a cerut eugeniei să fie prezentă la conversație. S-au înțeles să se întâlnească în parc lângă casă. În mod surprinzător, Artur a venit sobru, puțin șifonat, dar fără miros de alcool. În mâini ținea o singură floare. În general, pentru tine, a bâlbuit bărbatul și a întins floarea soției. Să ne împăcăm, ce zici? Scuze, ok. Am făcut destul scandal, dar nu se va mai întâmpla așa ceva. Și voi găsi un loc de muncă, nu-ți face griji. Am vorbit deja cu băieții de la fabrică, șefii nu au nimic împotriva ca eu să mă întorc. E adevărat pe o poziție mai joasă, de la care am început, dar nu contează acum. Așa că, ce zici? Oxana a încremenit. Nu se aștepta la această întorsătură. Femeia era sigură că soțul va veni beat și că își va confirma alegerea corectă doar atunci când îl va vedea. Dar acum a fost cuprinsă de un sentiment neașteptat de vinovăție. Eugenia a observat asta și a împins ușor prietena să continue. Artur, înțelege, a curs multă apă sub pod, a început Oxana. Așa cum ne-am chinuit cu viața noastră de familie încă de la început, tot așa a și continuat. Și m-am străduit foarte mult, sincer. Ai văzut singur, am o atitudine foarte caldă față de tine, nu ești străin pentru mine, dar nu vreau să-mi pun cruce pe mine însă, mi, așa că am venit să vorbesc despre divorț. Dar, 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 a întărit Artur, evident nervos. Stai puțin, ce divorț! Îmi pare rău, mă voi schimba, promit. Suntem încă destul de tineri, vom reuși să rezolvăm, și că nu am avut copil, nu e nimic rău în asta. Mulți trăiesc așa. Fericirea nu constă în asta, în cele din urmă. Artur, trebuie să-ți mărturisesc ceva, a început Oxana nesigură și s-a uitat la Eugenia. Aceasta din urmă era clar speriată și, prin gesturi, îi arăta prietenei să nu continue acest subiect. Dar Oxana a continuat. Înțelegi, am cunoscut recent un bărbat și ne-am îndrăgostit unul de altul. Totul s-a întâmplat atât de repede, nici măcar eu nu am înțeles cum s-a întâmplat totul. Tu mereu beam, ridicași mâna asupra mea, nu câștigai bani. Am obosit de asta, înțelegi. Voiam să fiu vulnerabilă, voiam dragoste și grijă. Așa că el a apărut. Relația noastră a evoluat și, în general, acum sunt însărcinată. Anton a strâns pumnii. Ochii s-au înroșit. Eugenia era deja pregătită să alerge după ajutor, dar bărbatul s-a controlat și a vorbit cu un glas metalic, cum? Însărcinată. Nu era sterilă. Noi am încercat atâția ani și nu a funcționat nimic, iar acum asta. Da, fără îndoială, un miracol, a început să se justifice Oxana. Poate că nu a fost vorba de mine. Artur a mormăit ceva neclar și a dus mâinile la față și și-a frecat obrajii. Nonsens, pur și simplu absurd, a spus el. Nu cred că am băut azi. Ce este asta? O iluzie a somnului meu. Mi se pare totul așa. Oxana stătea tăcută. Pentru orice eventualitate, Eugenia a prins-o de cot și a dus-o cu doi pași în spate. Nu, Artur, nu e un vis, este realitatea noastră. Nu am putut construi ceea ce ne-am visat în tinerețe. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce a fost între noi și te rog să mă lași. Am început deja să pregătesc documentele pentru divorț. În cele din urmă, Oxana a întrerupt tăcerea. Ce femeie veninoasă ești, a exclamat bărbatul, a dat cu pumnul în aer și a plecat. Soția nu l-a strigat și nu l-a prins. Ai greșit așa, i-a spus Eugenia. Nu trebuia să vorbești despre sarcină. A fi spus că ai cerut divorțul ar fi fost suficient. Nu am putut să tac, a răspuns Oxana. M-am obișnuit să fiu sinceră în tot ce fac cu el, dar te rog, nu plânge, a început să o consoleze colega. Conștiința ta e curată. Ai făcut tot ce ai putut pentru el și chiar mai mult. Atâția ani să tolerezi asemenea abuz, tu ești o femeie sfântă. În cele din urmă, în situația ta, nu e sănătos să te îngrijorezi, așa că hai, adună-te, șterge-ți lacrimile. Alexandru a spus deja. Nu. Mă voi întâlni cu el mâine și îi voi spune totul, a spus Oxana. Nu voi fi prezentă la această întâlnire, a subliniat prietena. Nu, mulțumesc! Ne descurcăm noi, a răspuns, cu toate că nu ar fi refuzat să simtă sprijinul. La ora stabilită, cei îndrăgostiți s-au întâlnit în locul lor obișnuit din parc, în periferia orașului. Alexandru era vesel, nu se oprea din vorbit. Spunea ceva despre echipamentul nou pe care l-au adus la spital, despre detectivul pe care l-a urmărit recent, despre cactusul care înflorise pe balconul său. Oxana l-a ascultat în tăcere o perioadă lungă de timp, apoi a început brusc să vorbească. De ce nu-mi vorbești niciodată despre familia ta? Cine sunt ei? Cei mai apropiați oameni ai tăi? De ce nu mă inviți acasă? Pasiunea primelor întâlniri a trecut deja. Putem să mergem liniștiți la tine. Alexandru a fost evident luat prin surprindere. Dar ce spui, draga mea? Desigur, vei veni să mă vizitezi acasă. E doar o mică reparație. O să termin și te voi invita. Dar despre familie. Am o familie obișnuită. Nimic de povestit. Eu, știi, sunt un om foarte banal, cu. Alexandru sunt însărcinată, l-a întrerupt Oxana, care nu mai putea să-și țină secretul pentru ea cu trei copii de tine. Doctorul a devenit palid și a căzut pe o bancă din apropiere. Cum adică însărcinată? Ai spus că ești sterilă. A întrebat confuz. Așa e, se pare că colegii tăi mi-au pus greșit diagnosticul, a răspuns Oxana. Nu am de gând să fac avort. Am visat prea mult timp la bucuria maternității. Ce facem? Oxana, întrucât avem seară de revelații, ar trebui să-ți mărturisesc și eu ceva. Ai simțit corect că ceva nu este în regulă. Ei bine, eu sunt, bineînțeles, un ticălos total că am ascuns asta de la tine. Dar sunt căsătorit. Și am un fiu, are 16 ani, cum a spus doctorul Alexandru. Căsătorit. Acum e timpul să te minunezi de mine. Acum a venit rândul Oxanei să fie uimită. Așa că, foarte simplu. Ne-am căsătorit în timpul facultății, am născut un copil în tinerețe. Nu am avut niciodată o iubire specială între noi, am mers înainte doar pentru că ne-am căsătorit și pentru a nu rămâne în urmă. În ultimii ani, lucrurile în familie sunt în dezordine, aproape că nu vorbim, petrecem puțin timp împreună. Ambii suntem mereu ocupați la serviciu. Chiar mi se pare că Kate, așa o cheamă pe soția mea, bănuiește ceva despre noi, dar în realitate, și eu bănuiesc că ea are pe cineva. Practic, singurul lucru care ne unește este fiul nostru. Din cauza lui, nu ne divorțăm, cam așa a încheiat doctorul. Amândoi au tăcut. Trecători fericiți cu bicicletele, pensionarii se plimbau încet de mână, cuplurile mergeau ținându-se de mână. Ce vom face? a întrerupt Oxana cerea, repetând întrebarea anterioară. N-am nicio idee să fi sigură, a răspuns Alexandru cu dezorientare. Ai decis cu siguranță cu privire la avort. Cunosc un bun ginecolog, el. Nici nu vorbim despre asta, l-a întrerupt brusc Oxana pe doctor. Am înțeles, a răspuns chirurgul. Ei bine, atunci vom gândi. Înțelegi, chiar dacă eu și soția mea suntem înstrăinați, totuși suntem o familie. Am înțeles, nu l-a lăsat Oxana să-și termine gândul. Am înțeles totul despre tine. Ei bine, mulțumesc. A fost plăcut să te cunosc. Tot binele. Oxana s-a ridicat de pe bancă și a mers hotărât în direcția casei mamei. Oxana! Strigă Alexandru în urma ei, dar a rămas așezat pe loc la ușa casei sale, ea a căzut în genunchi și a izbucnit în plâns amar. Mămica, ai avut dreptate! Mama mea iubită. El chiar este căsătorit, dar de ce nu am noroc așa? Femeia speriată a ieșit în coridor și a început să-și ridice fica. Dar, draga mea, cum să spui că nu ai noroc? Ai cerut atâția ani cu disperare un copil și în cele din urmă l-ai primit. Este o binecuvântare. nu e așa. Toți bărbații sunt niște ratați și alcoolici. E mai bine fără ei decât cu oricare dintre ei. Trebuie să te calmezi, draga mea, nu ai voie să te îngrijorezi, sunt lângă tine, o consolează mama ei. Au trebuit câteva zile pentru ca Oxana să-și revină. Noroc că Eugenia o sprijinea foarte mult. Mi-au rămas atâtea lucruri de copii de la fiul meu, pur și simplu o grămadă. E bine că nu le-am vândut și toate sunt în stare bună. O să-ți dau totul, nu-ți face griji, totul va fi sub învoială, o încuraja prietena ei. Încet, încet, Oxana a început să se acomodeze cu rolul de mamă singură. Și a înțeles că nu este atât de înfricoșător pe cât sună. Desigur, o sperie gândul că va avea nu unul, ci trei copii. Dar chiar și în asta a încercat să vadă doar partea bună. Statutul de mamă cu mai mulți copii imediat i-a adus multe beneficii. Poate că totuși nu vei divorța de Artur. Poate că a vorbit serios în parc când a spus că s-a răzgândit și vrea să se schimbe. Întrebă Eugenia entant. Dar ce zici, cum așa? Știu eu drumurile lui Artur. Suficient doar pentru câteva luni și apoi revine la vechea obișnuință. Și în plus, i-am spus deja că sunt însărcinată cu altcineva, a răspuns Oxana. Și ce dacă? Poate vei reuși să-l convingi că este steril și asta este singura lui șansă să devină tată, nu s-a lăsat Eugenia. Nu, draga mea, s-a spus, s-a făcut. Divorțăm. Doar că voi lua lucrurile din apartament, a spus Oxana hotărât. A doua zi s-a dus la apartamentul lor cu Artur. A decis să se uite în jur și să evalueze ce lucruri va putea duce cu un taxi singură și pentru ce va trebui să trimită mașina separat. Femeia a deschis ușa apartamentului cu cheia ei, credea că Artur nu este acasă. În acea perioadă, de obicei, pleca să bea cu prietenii în garaje, dar bărbatul era în bucătărie, ceea ce a speriat foarte mult soția. Nu mă așteptam să te văd aici, a spus Oxana înspăimântată. Nici eu nu mă așteptam la asta, a răspuns Artur. Era din nou treaz, ceea ce a surprins din nou femeia. De ce ai venit? a întrebat el rece. Pentru lucruri. Trebuie să iau ceva, a răspuns Oxana timid. S-a obișnuit cu accesările de agresiune fără motiv ale soțului ei, dar asta se întâmpla de obicei după ce bea. Acum era evident că nu era sub influența alcoolului. Ei bine, treci, a spus Artur. Oxana a intrat timid în camera de zi, a privit în jur, camera era surprinzător de curată. Privirea i-a căzut pe fotografiile de nuntă, așezate pe comodă. Atât de veseli, tineri și fericiți. Și unde a dispărut totul? Din cameră, femeia s-a mutat în bucătărie. De obicei, acolo erau sticlele goale, dar acum nu era nimic asemănător, totul era curat și ordonat. Pe aragaz se afla chiar și o cratiță. După miros, goală. În tinerețe, când mergeau adesea în drumeții, Artur făcea adesea ceva similar, doar mai bogat și mai gustos într-un cazan peste foc. Amintirile l-au copăleșit pe Oxana, abia nu a izbucnit în lacrimi, dar imediat s-a hotărât să se stăpânească și să facă ceea ce a venit să facă, să strângă câteva lucruri. A pus o parte din vase, hainele ei, lenjeria într-o geantă. Mai târziu mă voi întoarce pentru restul, i-a spus ei soțului în ușă. Cum vrei, doar și-a dat din numer soțul. Mă lași să plec, a întrebat Oxana. De ce nu? Acesta este și casa ta, Ți-a investit multe eforturi și bani în el, a spus Artur. Surprinzător de înțelept. A răspuns Oxana. Nu mă așteptam să spui asta. Când erai băut, strigai adesea că aceasta este casa ta și că tu ești stăpânul ei, nu s-a putut abține Oxana. Am renunțat la băut. În orice caz, să nu mai vorbim despre asta, bine. Ai nevoie de ajutor cu geanta. A întrerupt conversația Artur. Nu, mulțumesc, mă descurc singură, a răspuns mândră Oxana și a tras trolerul către lift. Ne vedem! Cum preferi, ne vedem, a spus Artur și a închis ușa în spate. Această întâlnire a zguduit-o pe Oxana în adâncul sufletului. Ea deja uitase că soțul ei, omul pe care îl iubise mai mult decât viața, putea să fie atât de calm, echilibrat și extrem de fermecător. De fapt, așa îl iubise ea cândva. Femeia a decis să-i spună asta mamei. Fică, nu te-ai gândit să te întorci la el. Desigur, asta este treaba ta, dar gândește-te bine. Ea va ridica mormântul, a izbucnit mama. Dar ce spui tu, întoarcerea nu este nici măcar o opțiune. Așa am făcut doar o simplă nostalgie, am amintit trecutul, a răspuns Fica. Oxana era învăluită în agitație. Trebuia să facă în mod constant analize, să fie investigată, și nu era o joacă de copii. O femeie gravidă care purta mai mulți copii are nevoie de supraveghere specială. În plus, trebuia să amenajeze camera copiilor. Noroc că mama avea un apartament spațios. Eugenia, așa cum a promis, i-a dat toate lucrurile de copii ale fiului. Alți colegi s-au adunat și au trimis bani pentru cărucior. Cum îi spui, așa ține, spunea mama cu un zâmbet. Și cu Alexandru, Oxana a încercat să nu se gândească. Împingea departe gândurile despre relația lor. Se certa pe sine pentru imprudență și ușurință. Un timp după ultima lor discuție, el îi trimitea încă mesaje, întreba cum îi merge, era interesat dacă are nevoie de ajutor. Oxana interpreta asta ca pe ipocrizie și ignora mesajele. În curând, ele au încetat. Zilele treceau, iar Roxana nu reușea să ajungă în apartamentul lor cu Artur. Chiar dacă ar fi trebuit să meargă acolo pentru a aduna mobilierul necesar. În special, canapeaua extensibilă. Pentru asta avea nevoie de forță masculină. Eugenia a propus ajutorul soțului ei. Dar, în prealabil, a trebuit să-și coordoneze vizita cu soțul. Alo, salut! Pot să vin în următoarele zile să iau câteva lucruri. A întrebat ea cu o voce ușor răgușită soțul. Salut, nu am nimic împotrivă, desigur, vino. A răspuns Artur fără emoții. Bine, mulțumesc. Când e cel mai convenabil? A întrebat Oxana. Nu contează. Ai cheile, nu-i așa? Eu sunt la serviciu în timpul zilei, vino dacă nu vrei să ne întâlnim. Bărbatul a zâmbit trist. De obicei sunt acasă seara. Cu excepția marților și joia, când merg să joc volei în sală. Am reluat antrenamentele. Oxana a fost bucuroasă să audă asta, dar și-a ascuns emoțiile. Am înțeles, atunci vin în următoarele zile, până atunci. A încheiat ea convorbirea. Oxana. A oprit-o Artur. Da? A răspuns femeia cu emoții. Cum te simți? A întrebat Artur. Bine, mulțumesc! A răspuns politicos Oxana. Ca și cum ar fi fost străin unul de celălalt, fără trecut comun. Ei bine, bine, ne vedem mai târziu! A întrerupt brusc conversația Artur și a închis telefonul. A doua zi, Oxana, Eugenia și soțul acesteia au venit în apartament. Era seara, Artur nu era acasă. În camere domnea un ordin surprinzător, fără urme de băuturi și dezordine. Oxana a mers prin camere și s-a scufundat în amintiri. În sfârșit, aveau și ei ceva bun în viața lor de familie. Când Artur nu se pierdea în veție, era jucăuș și tandru. Îi spunea cu afecțiune soției sale chiflei dulci. Cu toate acestea, momente întunecate în istoria lor au fost multe. Când soțul o trăgea pe Eugenia prin ușă cu canapeaua, Artur a apărut la ușă. Părea obosit, dar totodată arăta îngrijit. De asemenea, s-a prins că Artur chiar și în aspect începuse să semene mai mult cu Ilie. Bună, îl salută Oxana. Salut, răspunse Artur în mod surd și dădu din cap celor prezenți. Am decis să venim mai devreme pentru a nu te deranja după schimbul de muncă. Știu că munca la uzină este grea, explică femeia. Am spus că poți veni oricând. Nu mă deranjezi deloc, răspunse Artur rușinat. Soții se retraseră delicat în hol sub pretextul că trebuie să ducă fotoliul până la mașină. Gazdele apartamentului au rămas să aștepte în hol singuri. Cum mai merg treburile? Întrebă Oxana cu bâlândețe. Lucrez în mod normal. Fac aceeași lucruri cu care am început. E destul de amuzant, bineînțeles. Mi s-a prezis un viitor strălucit, dar am stricat totul singur, zând trist Artur. Nu totul este pierdut încă. Ai abia trecut puțin peste 30 de ani. Încă ai mult înainte, îl încuraje Oxana pe Artur. Da, mulțumesc, sper că ai dreptate, spuse Artur. În cameră a domnit o pauză. Soț și soție stăteau față în față și se uitau tăcuți în podea. Părea că între ei curge un râu și trebuie doar să-l traversezi, dar nu. Oxana își alungă gândurile. Nu te poți scălda în același râu de două ori, se gândea ea. Am observat că ai foarte curat aici, spuse femeia, pentru a reduce tensiunea. Lucrurile sunt în ordine, nimic nu e aruncat. Te referi la sticle, nu e așa. Da, m-am lăsat de asta. Am spus deja, cred că nu mai beau de aproape jumătate de an. Niciun gram în general. Și cel mai ciudat e că nici măcar nu simt dorința. Trebuie să mă iau în mână, altfel o să mă duc de râpă. Măcar când erai tu, nu mă lăsai să alunec complet. Dar acum toată speranța e doar în mine. Ei bine, și tu când naști? Peste cinci luni, răspunse Oxana în șoaptă. Dar să nu mai vorbim despre asta. Bine, cum spui tu, nu a contrazis-o Artur. În hol se auzeau vocile Eugeniei și ale soțului ei. Aducând fotolul, ei se întorceau în apartament. Iată-ne și noi, spuse prietena, înțelegând că trebuia să reducă tensiunea. Ce mai trebuie să iei? În general, nimic, răspunse Oxana. Nu e ei să iei ceea ce vrei. Ai nevoie mai mult decât mine, adăugă Artur. După această frază, toți s-au simțit stânjeniți. Mulțumesc, dar pentru moment am suficient. Dacă e ceva, voi veni mai târziu. În fine, pa! Sunt foarte bucuroasă să te văd așa. Se despărți, Oxana. Mi-a făcut plăcere și mie să te văd. Vino când vrei, bineînțeles, se desparte și Artur și îi însoțește pe oaspeți. Pe drumul către mama sa, Oxana nu a spus niciun cuvânt. Eugenia și soțul ei au decis să nu întrerupă tăcerea și să nu se amestece cu sfaturile lor. Prietenii au ajutat să ducă fotoliul în casă și au plecat. Oxana a trecut toată seara în gânduri. Ei bine, te-a întristat, dragă. Din cauza lui Artur, nu e așa? întrebă mama înspăimântată. Da, din cauza lui. E atât de ciudat, dar parcă s-a întors la sinele său real. A devenit ca în tinerețe, ca atunci când l-am iubit, spuse Oxana printre lacrimi. Ea începea să se descarce. Și sufletul ei devenea mai ușor. Oh, draga mea, înțeleg cum suferă inima ta, dar totul va fi bine, draga mea. Cu siguranță. Cel mai important acum este să te concentrezi asupra bebelușilor, o consolă femeia înțeleaptă. Oxana știa că mama avea dreptate. Ea mergea regulat la controle și făcea analize necesare. În timpul unei vizite la policlinică, s-a intersectat accidental cu Alexandru. Acesta se plimba pe coridor cu o față întunecată, neobișnuit pentru el când l-a observat pe Oxana, s-a luminat, dar aceasta și-a mărit pasul și a trecut pe lângă el, deși inima îi bătea nebunit în acel moment. Din fericire, sarcina decurgea normal, în ciuda dificultăților de a purta gemeni. Mai erau câteva luni până la naștere, când în apartamentul mamei sale s-a auzit soneria. La ușă era doctorul Alexandru cu un buchet imens de trandafiri roșii, evident nervos și mâinile îi tremurau. Dragă Oxana, a ieșit el din prag și a întins florile. Iartă-mă că m-am purtat ca un ticălos. Nu aveam dreptul să te las în această situație, chiar dacă am o familie. Dar niciodată nu e prea târziu să corectezi totul, nu-i așa. Oxana a rămas nedumerită și pentru o vreme nu a putut să găsească cuvintele potrivite, apoi totuși s-a întors la vorbit. Ce înseamnă toate astea? Ce ai în vedere? M-am hotărât să vorbesc cu soția și să divorțez. Nu ți-am mințit când am spus că liniștea în familia noastră s-a pierdut de mult și fiul nostru. El este deja un tânăr, va înțelege totul, oricum el vede cum suferim eu și mama lui, și asta nu-i ușurează situația. Haide să creștem copiii împreună! Nu mă așteptam la asta, a spus Oxana apăsându-și burtica rotundă, nici măcar nu știu ce să-ți răspund. Din bucătărie a apărut mama. Ce se întâmplă aici? a întrebat ea uimită. S-a mișcat neliniștit pe picioare. Probabil că tu ești mama Oxanei. Din păcate, nu știu numele tău. În orice caz, îmi pare bine să te cunosc. Sunt doctorul care i-a îndepărtat Vencabiliară, a început să vorbească doctorul Alexandru. Așa e că v-am lăsat o impresie puțin diferită. A remarcat ironic mama. Absolut corect. A roșit medicul. Am avut o relație cu fiica dumneavoastră și ea așteaptă copii de la mine. În orice caz, îmi cer scuze în fața oxanei și în fața dumneavoastră am venit să mă pocăiesc și să spun că vreau să fiu cu fiica dumneavoastră o femeie și-a apucat sânul. Toate astea au fost atât de neașteptate, ca un trăznet în cer semin. Dar să vă descurcați aici cum puteți. Eu voi merge în magazin între timp. Femeia și-a adunat lucrurile grăbit și a plecat rapid din casă. Ia loc, a spus Oxana lui Alexandru, arătând spre fotoliul adus de la apartamentul lui Artur și s-a așezat pe canapea lângă. Mulțumesc, a mulțumit oaspetele. Ei bine, ce vom face? Interesant. Cu câteva luni în urmă, eu ți-am pus aceeași întrebare. Și atunci a rămas fără răspuns, iar acum nu știu nici eu ce să spun. Oxana a zâmbit trist. Deci, ai vorbit deja cu soția. Da, a răspuns doctorul, nervos devenindu-i telefonul în mână. I-am povestit despre tine, de fapt, reacția ei a fost de așteptat. A declarat că și ea are un bărbat în viața ei. Totul a fost cum am anticipat, așa că în viitorul apropiat vom depune actele de divorț. Și tu, apropo, ai divorțat deja. Nu vei crede, dar tot nu m-am hotărât, a zâmbit Oxana. Dar fiul? Cum a perceput vestea despărțirii voastre? Fiul încă nu știe. Am decis să-i spunem mai târziu. El trebuie să înfrunte cu maturitate. Are 16 ani, și mai apoi, cine știe, a explicat chirurgul. Da, operația cu siguranță este mai complicată decât cele pe care le-ai făcut în spital. Să tai pe cineva apropiat în carne vie e o provocare aparte, a exprimat compasiunea Alexandru Oxanei. Exact, a spus Alexandra. Totuși, ce vom face? Știi, trebuie să mă gândesc. Cumva, deja te-am șters din viața mea. Ți-am scris ca un trădător. Sincer, nu mă așteptam la o asemenea reacție, a fost surprins Alexandru. Probabil credeai că mă vei bucura că vei avea un sprijin puternic lângă tine și copiilor le va fi bine cu un tată, dar tu. Și eu ce? În ceea ce privește sprijinul, prezența unui bărbat nu garantează întotdeauna un sprijin real dar un tată e cu adevărat necesar pentru copii. Aici ai dreptate. Dar aici este o provocare cu stea. M-am obișnuit deja cu rolul de mamă singură, sincer i-a împărtășit gândurile Oxana. Ei bine, nu vreau să mă împin, a ridicat din numere Alexandru, gata să se ridice și să plece. Nu, stai, l-a oprit Oxana. Sunt doar șocată, plus că sunt însărcinată, să nu uiți. Hormonii sunt în valuri, mă simt deja bine și apoi ești și tu aici. Dăm timp să cântăresc totul și să gândesc bine, bine. Da, hai să facem așa. În vocea doctorului se auzeau note de bucurie. Nu voi grăbi, lasă-mă să știu când ai decis totul pentru tine. Acordat, a răspuns Oxana și l-a condus pe invitat spre ușă. Ceva aproape am uitat, ia, ia. Alexandru i-a întins Oxanei un plic bine umplut cu bani. Pentru tine și pentru copii. Știu cât de mari sunt cheltuielile și cât mai trebuie să facem. Mulțumesc, Oxana nu a refuzat și a luat plicul foarte potrivit. Oaspetele a plecat și în curând mama sa s-a întors acasă. Fica i-a povestit conversația cu fostul iubit. Ei bine, nu a arătat prea multă inițiativă, îți spun eu. Dacă ar fi fost hotărât să fie cu tine, s-ar fi aruncat în genunchi. Dar nu a plecat doar așa. Nu-mi place asta, a concluzionat mama. Da, așa e, nu exagera, i-a răspuns fiica. Ah, da, de fapt, a adus bani. Avem nevoie de tot ce este necesar pentru copii chiar acum. Așa că să începem cu asta. Nu mai avem prea mult timp până la sosirea lor în lume. Femeile s-au ocupat cu bucurie de sarcini plăcute. Mai erau mai puțin de o lună până la nașterea copiilor. Oxana a înțeles că trebuie să ia o decizie. Ce crezi că ar trebui să facem? A întrebat-o în timpul unei plimbări Evgenia, care știa despre vizita chirurgului. Am hotărât să accept propunerea lui Alexandru și să încerc să construiesc o familie cu el, a răspuns Oxana. Îl mai iubești totuși, nu? A întrebat prietena. Nu? Cu surprindere, a răspuns calmă prietena însărcinată. Cu timpul am realizat că ceea ce a fost între noi a fost o scânteie, o pasiune, o emoție. Amândoi eram obosiți de problemele în căsătorie din propriile noastre motive. Voiam să scuturăm totul, să ne uităm de noi. Și da, între noi a apărut cu adevărat o anumită chimie. Dar asta nu durează mult. Atunci, de ce ai nevoie de el? Nu a lăsat-o Evgenia. Din cauza copiilor. Un copil crește bine într-o familie completă. Fără să mai vorbim despre trei. În plus, voi avea dificultăți chiar și din punct de vedere fizic cu ei. Plus că creșterea lor necesită multă energie, așa că voi încerca să fac totul pentru a-i face fericiți. Și mai ales, nu l-am rugat să se despartă de soția sa. A fost exclusiv decizia lui, a explicat Oxana. Am înțeles, a răspuns prietena. Oxana știa că un astfel de subiect delicat ar trebui discutat mai bine față în față decât prin telefon, așa că a decis să-l aștepte pe Alexandru la spital. Nu știa unde locuiește, așa că a venit la locul de muncă. Cabinetul chirurgului se afla la parter. Femeia a decis să meargă și să aștepte să termine consultațiile și să iasă afară. În plus, îi era bine să respire aer proaspăt. Oxana se plimba pe lângă ferestre. Un glas cunoscut a atras atenția ei. Alexandru spunea ceva foarte emoțional. Oxana a decis să se apropie. Nu înțeleg nici eu cum s-a ajuns aici. Și unde au dispărut toate, unde au plecat toate. Suntem împreună de aproape 20 de ani. Și altfel era totul. Ne iubeam, îți amintești. Da, îmi amintesc perfect, răspundea un glas profund de femeie. Oxana a înțeles că el vorbea cu soția sa și că adevărul este că se iubeau, un cuvânt atât de străin deja. Și îți amintești cum i-ai scris declarația de dragoste sub fereastră. Literele au ieșit atât de mari. Mă trezesc, iar afară se întâmplă asta. Atunci m-am simțit ca un pasăre, aș fi sărit în zbor de la atâta emoție memorabilă, a spus Oxana. Da, îmi amintesc, i-a răspuns doctorul Alexandru. Și îți amintești cum am prins o infecție pulmonară după o excursie la munte, și tu îmi freci picioarele cu alcool și mă hrănești cu supă de pe o linguriță? Desigur! Îmi amintesc, îmi amintesc totul! Câte încă am rămas între noi cu ai amintit? A spus femeia cu tristețe. Poate încă nu e prea târziu să recuperăm totul. Poate avem totuși o șansă. Am ieșit de pe drum, dar putem reconstrui ruta, nu? A spus doctorul cu speranță. Ei bine, dragă Alexandru, acum alta dintre femei este însărcinată cu tine. Am avut o aventură, dar asta e în regulă, asta e deja trecut, a răspuns soția. Ei bine, chiar dacă toate astea sunt prostii, dar Pavel îmi pare foarte rău. După ce i-am spus despre divorțul nostru, a devenit nervos și agitat, ziua strigă că l-am trădat, iar noaptea plânge în pernă, eu aud totul. Dar nu-i nimic, am vorbit deja cu un psiholog, vom merge în săptămânile următoare, bine. Bine, a răspuns Oxana. Iul a spus doctorul Alexandru, după care în cabinetul lui s-a lăsat liniștea. Oxana a privit pe geam și a văzut siluetele celor care se sărutau pe jaluzele. Picioarele ei au devenit slabe, vederea i-a întunecat, inima i-a bătut mai repede și atunci și-a dat seama că i-a rupt apele. Din fericire, acțiunea se desfășura în apropierea spitalului. Femeia și-a găsit puterea să ajungă la intrare și să meargă la biroul de înregistrare. Scuzați-mă, dar am naștere, spunea ea între dinți oamenilor din coadă, ajutați-mă, vă rog. Personalul pacientului s-a agitat. Doctorii care făceau consultul au început să iasă din cabinete. Printre ei se afla și doctorul Alexandru. Realizând ce se întâmplă, el a devenit palid și a alergat spre Oxana, soția sa rămânând în ușa cabinetului. O să aranjez totul acum, doar nu te agita, a încercat el să calmeze viitoarea mamă. Dar Oxana nu s-a agitat. Nu avea pur și simplu forțele să fie agitată, fiecare celulă din corpul ei era străbătută de durere extremă, noroc că maternitatea era chiar lângă. Femeia a fost transportată acolo cu o ambulanță. Nașterea a fost dificilă și lungă, în sala de operatie s-au ocupat simultan mai mulți specialiști, iar Oxana a fost supusă unei cezariene. În urma eforturilor comune, dimineața s-au născut trei mici creaturi, două fetițe și un băiețel. Mama lor era total epuizată, dar absolut fericită. În momentul în care copiii au fost aduși la sân, ea nu s-a gândit nici la Alexandru, nici la cum va crește singură acești bebeluși, nici la altceva. Ea nu avea niciun motiv să se teamă, ci doar trei mici călduroase de fericire, două fetițe și un băiețel. Tânăra mamă și copiii au trebuit să petreacă două săptămâni în spital. Medicii trebuiau să se asigure că sănătatea Oxanei și a copiilor săi, care au apărut pe lume într-o stare foarte fragilă, nu sunt în pericol. Pentru a-i întâmpina după externare, Oxana i-a rugat pe Eugenia și soțul ei. Aceștia au îndeplinit cererea. Alături de mama Oxanei, ei au stat la intrare cu flori și au așteptat-o pe prietena lor, iar asistentele medicale au ajutat-o să-i aducă copiii. Ambele fetițe s-au dovedit a fi liniștite, dar băiețelul, un luptător activ, a început să-și arate caracterul chiar din primele zile. Așa, băiatul e pentru tata, fetele pentru bunică și mătușă, a spus asistenta, distribuind copiii către cei care i-au așteptat și înmânându-i pe băiețel Eugeniei. Acesta nu s-a opus și a luat copilul în brațe. Exact ca în filmul Moscova nu crede în lacrimi, i-a șoptit el soției la ureche. Și nu spune nimic. A răspuns ea râzând. Ajuns afară, Eugenia a luat-o pe prietena ei într-un colț. Trebuie să-ți spun ceva, a spus ea. Noi nu te întâmpinăm. În parcarea din față e Artur, e foarte nerăbdător. Dar, cum a aflat el? A întrebat Oxana. Eu i-am spus. El a întrebat și eu i-am spus. Nu insist pe nimic, dar mi se pare că el chiar și-a găsit calea corectă și mai poate face lucruri bune, și te iubește mult, foarte mult. Se vede asta cu ochiul liber, dar, desigur, tu decizi, a explicat Eugenia pe un ton bine cunoscut și a dus-o pe prietena ei spre parcarea mașinilor. Artur era, într-adevăr, acolo, nervos și trecându-și nerăbdător greutatea pe picior. Purta un costum bine călcat. În mâine avea baloane. Oxana a strigat el abia o zăr pe soția sa, dar s-a oprit imediat când a observat privirea severă a soacrei. Bună ziua, Alea! Și eu sunt aici pentru dumneavoastră. Vă pot lua pentru un minut. Bărbatul a dus-o pe Oxana într-o parte. Iubita mea, draga mea, te iubesc foarte mult! Tu ești totul pentru mine, am înțeles asta doar când te-am pierdut. M-am comportat ca un prost, ca un scelerat, ca un mizerabil. Dar o să-mi repar greșelile, promit. Ba chiar nu promit, jur. Faptul că nu ne-am despărțit în timpul despărțirii, cred că e un semn, nu crezi. Deci, nu cred că trebuie să divorțăm. Să începem totul de la zero. Dar o a început Oxana uitându-se la mama și prietenii care stăteau într-o parte cu copii în brațe. Dar am dat naștere tripleților. Nu te deranjează că sunt ai altui bărbat. Nu, nu mă deranjează. Deloc. Ba chiar mai mult. Visam la un copil, dar acum avem trei. Parțial din cauza faptului că nu am putut face asta cu tine și am început să beau. Am încercat să mă ascund dorul, să umplu golul, și încă te acuzam, idiotule. Spuneam că ești o inimă goală, dar am realizat că inima goală sunt eu. Așa că voi crește aci copii ca pe ai mei, promit. Îi voi înconjura cu dragoste și grijă. La fabrică am fost un angajat de încredere. Nu am primit nicio avertizare în aceste luni. Pentru anul nou mi-au promis o promovare. Vom cumpăra o mașină. Fără ea nu putem trăi cu copiii, și vom trăi cu toții fericiți împreună. Oxana nu a putut să-și stăpânească emoțiile și s-a aruncat în brațele soțului. Tema, cât de tare mi-ai lipsit pe cel adevărat, pe cel drag mie. Da, da, sunt de acord cu totul. Să nu mai ne despărțim niciodată! Doar nu mă dezamăgi! În timp ce spunea asta, din colțul ochiului, a observat că cineva îi privea. Ștergându-și lacrimile, și-a dat seama că este doctorul Alexandru. Acesta se agita lângă mașina bine cunoscută a Oxanei cu un buchet de flori în mână. Alexandru, și tu ești aici? L-a întrebat femeia. Da, a răspuns Alexandru, ușor derutat. Am doar o întrebare. Ce vom face acum? Oxana nu s-a putut abține și a izbucnit în râs. Ei bine, florile le voi lua de la tine, le merit, dar în ceea ce privește propunerea ta să fim împreună, hai să vedem. În seara aceea înainte de naștere, am venit să-ți spun că sunt de acord, dar am auzit din întâmplare conversația dintre tine și soția ta și am realizat că nu e destinat să fie. Nu poți construi fericire pe nenorocirea altora, asta vreau să-ți spun. În această uniune nu vom găsi liniște, nici tu, nici eu. Și mai mult, noi nu ne iubim unul pe celălalt, ci cu totul alte persoane. Oxana l-a privit semnificativ pe Artur și a continuat, adresându-se lui Alexandru. Cred că ai auzit conversația mea cu soțul meu, așa că înțelegi că am decis să rămân cu el, el va adopta și îi va înfia pe copii, așa că tu trebuie să te întorci la familia ta, la soție și fiu, acolo ești mai necesar. Alexandru i-a dat buchetul Oxanei și a atins ușor bărbia. Ei bine, nu mă așteptam deloc la această rezoluție, e ciudat, dar înțelept, așa să fie. Doar așteaptă un moment, a spus doctorul Alexandru și a scos ceva din buzunarul din spate. Ia, ține asta pentru tine. Alexandru i-a întins lui Artur cheile de la SUV-ul său. Am auzit că nu aveți mașină și fără una nu puteți face nimic cu copiii. Promit că în viitor nu voi interveni în viața copiilor și voi susține legenda că tatăl lor adevărat e Artur. Dar totuși e important pentru mine să fie bine pentru ei, așa că nu refuza. Artur a luat cheile și a strâns mâna lui Alexandru. Doctorul a dat buchetul Oxanei și a plecat, strigând cu bucurie la sfârșit. Dar oamenii tot mint atunci când spun că nu poți intra de două ori în aceeași apă, chiar poți. Oxana și Artur au râs și au luat de mână și s-au îndreptat spre copiii lor. Le mai aștepta doar să învețe să fie părinți cu mulți copii. Вирок самостійницькому лайк, чи сава абонать.